Bună ziua! Ne aflăm la Centrul de Cultură Urbană Casino Cluj la început de an 2022 cu o frumoasă expoziție de pictură numărând 80 de lucrări de la 44 de autori. Dați-mi voie să le spun numele autorilor pentru că așa e frumos. Maria Andreiu, Victor Apostu, Iulia Băbaș, Elena Berar, Viorica Bogos, Mircea Bonda, Marioara Calbajos, Gabriela Câmpianu, Maria Cristea, Marta Deleanu, Corneliu Diaconu, Mariana Filip, Mihail Gagea, Eva Gaja, Maria Ilișiu, Babi Ilieș, Nicolae Iștoc, Corina Jecan, Adela Costian, Liliana Lazăr, Claudia Macaria, Doina Mișan, Mocan Ana Ioana, Dorina Mototolea, Elena Muntean Daniela, Ovidiu Mureșan, Vasile Mureșan, Alida Neochi, Năsui Gavrila, Enico Niardi, Viorica Pop, Octavian Popescu, Melinda Reiman, Luminița Rusu, Marioana Silvășan, MS Șoș, Adina Tarz, Mihai Tirică, Ionica Todea, Doina Trifon, Cornel Vana, Suzana Vereș, Rodica Vescan și Dorina Zăpărțan. Țin să adaug că acești colegi ai noștri vin nu numai din Cluj, din Turda, din Târgu Mureș, din Timișoara, din Sibiu, Baia Mare, da, și Clujul. Deci le mulțumesc foarte mult pentru participare și îi mai aștept. Mulțumesc! Da, suntem într-o zi de bucurie, după un șir întreg de sărbători. Mă gândesc la sărbătorile de iarnă care aduc atâta bucurie pentru că Mântuitorul s-a întrupat, a venit împreună cu noi. Și atunci starea asta euforică de bucurie, într-adevăr, se continuă după aceea cu ziua lui Eminescu, ziua Culturii Naționale. Și uite-te că se potrivește ca Asociația Artiștilor Plastici cu doamna Dorina Pop, inimoasă, a zis că anul 2022 să înceapă cu dreptul, cu o expoziție a artiștilor, nu numai clujenilor, dar și a celor care sunt atașați de Asociația Artiștilor din Cluj. Deci din Turda, așa cum a povestit doamna Dorina la începutul expoziției. Sunt mulți artiști care expun. Aici în spate sunt lucrări de inspirație folclorică, dar care presupun o muncă laborioasă de analiză și de chiar de documentare în ce privește costumul. După limba română, cred că costumul ar fi un semn definitoriu pentru România și pentru ce înseamnă cultura noastră. Bineînțeles, totul însoțit de culoare și în același timp eu vreau să spun că simt schimbările pe care le prezintă artiștii cu noi tendințe, noi epurări ale sentimentului cromatic sau noi invenții tehnice legate de picturalitate, cum este și cazul doamnei Elena Berar. Vreau să spun că și doamna Berar, dar și alții, și uite, în special domnul Vana, au fost într-o tabără extraordinar de reușită în Bucovina, la Sucevița, și rodul acestei tabere se vede și în aceste lucrări expuse. Un peisaj de iarnă foarte frumos a doamnei Viorica Pop, o evoluție frumoasă la doamna Mărioara Calbajos, uitați-vă ce peisaj frumos ăsta de iarnă, sau gama asta de toamnă, foarte frumos colorată, cu fructe, cu dovleci, cu tot. Aici pot fi așa cadre cu grupul de mai multe lucrări, fiecare cu evoluția sa. Doamna Maria Andreiu, doamna Șoș Emeșe, doamna Dorina Zăpârțan, o lucrare foarte frumoasă a doamnei Maria Cristea, turdeancă, dacă bine știu eu, doamna Câmpianu, care îi prezintă cu mai multe lucrări, doamna, ziceam de doamna Iulia Băbaș, din, cred că din Baia Mare, în orice caz acolo a studiat artele plastice la facultate, domnul Apostu, din nou un
foarte iubit coleg de-al din asociație, domnul Ionică Todea, cu tușe mai larg, de data asta cu o viziune mai generoasă. Foarte interesante lucrările acestea pe griuri, cu patinatoarea, cu fata care evocă exact sentimentul pe care l-am avut azi dimineață când era un fel de ceață, era alunecuș, chiar ninja, game delicate a doamnei Claudia Macaria. Ne întâlnim din nou cu un univers laborios, colorat, cu finețe a doamnei Alida Nogh, interesant. Vedeți o clasicitate a griurilor foarte bine aranjate aici împreună a doamnei Iulia Băbaș. Cele două de sus ale doamnei Gabriela Câmpianu, care schimbă mereu, are căutări care merg de la o atmosferă clasică, perspectivă, cu desen, cu formă, până la imagini care încep să se abstractizeze. Dar uitați-vă ce frumos este sentimentul cromatic la bucovina asta în gamă de albastru. De asemenea, tot așa, lumina asta de aici din peisajul doamnei Alida, florile de sus, Silveșan Mărioara, doamna Eva Gaja, dar are mai multe lucrări. La fel ca doamna cu pasteluri, cel cu gama, cu culoarea aia caldă a dovleacului. Domnul Bonda, aici. Maria Cristea. Doamna Mișan. Și aici suntem în ambianța mare a sălii. Domnul Iștoc, cu două peisaje vesele, cu armonie naturală, așa. Doamna Ilieș Bebi, care își caută mereu diverse structuri și suprafețe pictate, o foarte ambițioasă și tânără pictoriță din Târgu Mureș, Liliana Lazar, de aici, și o natură statică deosebită a doamnei Viorica Bogos, grupul de picturi a domnului Octavian Popescu, cel care are căutări care merg un pic spre suprarealism și foarte în ideea eminesciană a cosmosului, a stelelor. Doamna Crupa, cu gingășia asta care o caracterizează, un studiu foarte bun al doamnei Eva Gaja, Ovidiu Mureșan, are mai multe lucrări, toate în maniera asta compozițională, așa, barocă, cu mișcare, tinde spre abstract, dar figurile au rotunjimi, cum s-ar zice, mai organice. O lucrare foarte frumoasă a doamnei Lazar de aici. Și doamna aceasta, Dorina Mototolea, ori din Târgu Mureș îi sau din Dej, nu știu, aici ai lucrarea. În progres, doamna Mariana Filip, cu un decorativism așa, pardon, da, domnul Mihai Gaja de la Sibiu, cu cele două, așa, Ștârt o cheamă, Simona, a fost și doamna în tabără, din nou eminescian, deci ochiul ăsta, care de fapt e o formă circulară, doamna Ilișiu de la Turda. Da, eu le-am filmat și ei se vor vedea așa cum sunt. Foarte frumoasă lucrarea de aici a doamnei de la Melinda Reman. Are așa, dar are mai multe încercări. Doamna Rodica Vescan, cu cele două de aici, cred că e absolventă de design sau de grafică. Foarte interesantă. Ne-am cunoscut la în tabăra din Bucovina și doamna Marta Deleanu, cu tot graficiană și profesionistă, dar îi, cum să spun, cu tehnica asta care o caracterizează în culori acrilice, difuzate frumos, fără reveniri, fără oboseală a suprafeței, dar vedeți
Culoarea are impact emoțional. De altfel, ce fac artiștii aceștia? Sunt transpunerea lor emoțiilor și a stărilor sufletești. Au ales calea aceasta directă a sentimentului. De asemenea, domnul Mureșan, care este de fapt sculptor profesionist, dar participă și este un mentor pentru artiștii din Turda. Și asta e o lucrare frumoasă, Neara Dienică, Adela Costeal. Vreau să o spun că o știu de când era studentă, cum s-ar zice, la școala de artă. Aici ne întâlnim cu doamna Luminița Rusu, care are foarte multe lucrări și acum merge spre figurativ, este mai sintetică, dar totuși nu renunță la bucuriile ei de textură, de reliefuri și eu aș spune că din ce în ce mai expresiv și din ce în ce mai cum să spun eu, mai convingătoare ca stare interioară. Aici ne întâlnim cu domnul Mureșan, de care ziceam, e o lucrare, cum să spun eu, mult mai liberă decât cea care e partea cealaltă, are mai multe lucrări și în același timp foarte personal, în felul ăsta se joacă și folosește expresia cromatică. După ce a făcut flori, are mai multe flori, uite și așa un peisaj, când ca stare emoțională, vă dați seama ce forță are roșu cu peisajul, cu pământul într-o uniune armonică și cascada asta de lumină care se dezvoltă și care dinamizează spațiul. Nu știu cine este Mihai Tirică, dar de dragul acestor imagini, cum să spun eu, inspirate de folclor, parcă nu le mai găsim atât de des, trebuie să umblăm după... Da, trebuie să mergem pe la muzee de astea etnografice, să ne adâncim un pic în folclorul nostru, care e minunat. Și dacă orașele noastre ardelene au biserici, toate stilurile gotic, baroc și așa, pentru zona din jurul acestor orașe de mare civilizație europeană, zice, este creația etnografică, de arhitectură populară, de civilizație de interior, de casă, cu țesături, cu costume, care eu aș spune că trebuie să o susținem și să ne revendicăm și de acolo, pentru că este patrimoniul nostru încărcat de simboluri. Un mare artist ca sculptorul nostru Brâncuș a știut să simtă și să poarte în suflet această expresivitate a arhitecturii țărănești din lemn și să o exploateze la modul cel mai puternic și care ne definește pe noi acum, vorba aceea, la câteva mii de ani de existență ca civilizație. Două lucrări încă foarte frumoase, bine plasate aici, Crupa Tunde și Dorina Mototolea, care are și... și-am cunoscut-o astăvară. Deci, într-un cuvânt, am regăsit destul sentiment eminescian aici, destulă armonie de culoare, destulă bucurie transmisă celorlalți de acești artiști care, ca să poată să facă așa ceva, de ani de zile lucrează și au un efort, cum să spun, susținut cu bucurie, dar cu multă muncă, cu multă prietenie. I-am cunoscut în tabăra de la Sucevița. Ei se cunosc, sufletește, comunică între ei, a fost o mare bucurie și e foarte bine că doamna Dorina Pop a putut să organizeze așa frumos niște tabere, pentru că rodul lor se vede în coeziunea unui grup de creatori care creează și își regăsesc aici un univers față de care se raportează cu munca lor. Îi felicit pe toți. Eu sunt Margareta Catrinu, prietena acestei asociații, care atunci când sunt solicitată cu drag, simt nevoia să îi încurajez pe acești oameni care umblă după idealuri și cultura. Mulțumim. Bună ziua! Numele meu este Ioana Roman. Și pe această cale vreau să mulțumesc doamnei președinte a Asociației Pictorilor din Cluj
Să-i mulțumesc pentru invitația de astăzi la acest vernisaj și mă bucur și mă onorează foarte mult întâlnirea cu doamna profesor Catrinu. Mamă, dulce mamă, din negură de vrem, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chem. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt se scutură salcâmii de toamnă și de vânt, se bat și ca din ramuri în gână glasul tău, mereu se vor tot bate, eu voi dormi mereu. Când voi muri, iubito, la crește-ți să nu plângi, din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi. La capul meu cu grijă tu ramura s-o îngropi, asupra ei să cadă, a ochilor tăi strop, simți o voi odată, cuprins mormântul meu, mereu va crește umbra, eu voi dormi mereu. Iar dacă împreună va fi ca să murim, să nu ne ducă în triste zidiri de țintirim, mormântul să-l nisape la margine de râu, ne pune în încăperea aceluiași sicriu, de-a pururea aproape vei fi de sânul meu. Mereu va curge apa, noi vom dormi mereu.